fetelor, mulțumesc din suflet. La mulți ani. Cred că tu astăzi ai mai primit flori. Nu, nu e primul buchet de flori. Și cred că ai mai primit toată și mărțișoare. Toate fetele am primit, nu? Flori și mărțișoare. Eu mi l-am pus, mi-am permis să-l pun pe acesta, pentru că l-am de la Manuel. De la Manuel? Da, l-am primit acum la cabină și Manuel am ținut este nepotul doamnei. Da, și l-am pus aici și mulțumesc din suflet. Mulțumim mult de tot că ești în această seară, dar nu pot să să nu te întreb. Ai încercat să pui mărțișorul în mai multe locuri pe Maieu și ți s-a rupt sau e nou trend? Pentru uite că nu m-am gândit la treaba asta, deci dacă înseamnă că dacă reușesc treaba asta și pe spate, că pe spate nu pe sunt spate găuri. Nu, trebuie da? Să perseverez, da. Ești așa foarte trendy, măi, Mădălina, foarte trendy, foarte cool, adică foarte fresh, o mămică la modă, pentru că ai venit și cu un album nou și anume o nouă Mădălina Manole. Știi că te-am întrebat ce 09, că nu suntem în 2009. Și mi-ai zis, e al nouălea album. Nouă Mădălina Manole, pentru că e al nouălea album, da. Și al nouălea album? Al nouălea album este promisiunea mea mai veche pentru cei care au rămas în toți acești 20 și ceva de ani în continuare alături de mine și nu numai. 12 melodii. Este un album heterogen pentru că nu sunt melodii scrise așa la comandă. Deci albumul ăsta s-a conturat în timp, în acești foarte ultimi ani. Foarte frumos site-ul, l-ai pornit, că ai zis că evident, a doua mea promisiune era o nouă față a site-ului www.mădălinamanole.ro și tot ce e de aflat din momentul ăsta. Tot ce e nou acolo se găsește. Exact, acolo se găsește. Ce face copilul? Ea povestește. Mulțumesc mult de tot de întrebare. La 9 luni are aproape 10 kg. A început să zică mama, tata, dar numai când vrea el. Și de obicei când eu nu sunt în preajma lui, n-am reușit până acum să-l aud, dar spune din ce în ce mai des dai-dai, adică să-i dai jucăria, da? Sau bye-bye, adică e ora de băiță. Iar în seara asta, mămicuța va face mai-mai cântăm pai-pai, nu? Cântăm în seara asta o piesă, nu? Aflăm imediat ce melodie, dar până atunci să vedem ce avem la știrile de la ora 19. Haideți să povestim că dacă tot ți-ai relansat site-ul mădălinamanole.ro, găsim acolo deci melodiile și le poți descărca, bineînțeles, contracost, nu? Absolut. Mi se pare firesc. Și ce mai găsim pe site? Hai că până intră lumea, mai spune-ne. Accesați-l și o să vedeți tot ce trebuie să știe de acum încolo. Ai un forum unde vorbești cu cei care îți trimit mesaje? Sunt mai multe pagini unde îmi pot lăsa comentariile lor și evident există și pagina de contact unde unde să-ți trimită tot. Să-mi trimită absolut tot ceea ce simt ei să-mi spună. Foarte frumos cântecul de mai devreme, este, așa pozitiv. Este, da, mulțumesc din suflet. Este treaba asta cu comunicarea, e un lucru la care țin foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să știu ceea ce le place, ceea ce nu le place celor care au rămas, care sunt în continuare lângă mine și era important să existe o nouă față a site-ului. Tu ai foarte mulți fani, că de fiecare dată când te duci la câte o emisiune, ne bombardează pe noi cu mesaje. Iar dacă nu ești la emisiune, dar pe Mădălina Manole, de ce n-ați invitat-o? Ce se întâmplă, Mădălina Manole? Ceea ce înseamnă că sunt foarte activi fanii tăi și sunt numeroși. E probabil că după 20 și ceva de ani e ceva firesc să ai niște fani care să-ți rămână fideli, să nu fie niște fani exaltați, așa, pur și simplu, ci constanți și... După 20 de ani, te gândești să participi și la un Eurovision? Știu eu, pentru Eurovision... Nu, da, noi știm se cu toții mai că... Da. Sunt niște tipare acolo. Muzical trebuie să te încadrezi în niște tipare. Trebuie să compui special. Melodia aia trebuie să aibă 3 minute. Și trebuie să aibă, în general, un... Și nu te tentează acest concurs. Îmi place să cânt așa, ce vreau, cum vreau, când vreau. Nu prea... Cum să zic? Nu agrez tiparele când e vorba de muzică. Poate, nu știu. Poate vreodată vreun compozitor care are exercițiul ăsta și căruia îi place să scrie, știi? Special pentru... Se gândește că sunt
deschisă oricărei colaborări, dar așa ca să scriu eu, să compun eu piesa și să mă încorsetez, să mă încadrez în tiparele astea, nu. Ai slăbit și foarte mult după sarcină, cum ai reușit, că sunt și telespectatoare acum care sunt pe happyhour.ro și probabil sunt curioase, ai vreo dietă, vreo rețetă, nu? Nu, nici nu am luat decât 15 kg, înțeleg că nu e foarte mult, de 6-7 scapi repede și celelalte s-au dus așa, pentru că sunt o Da, s-au dus așa fire, cu dietă, cu sport, cu... Nu, nici cu dietă, nici cu sport, cu foarte multă agitație, cu sculat de dimineață, cu culcat târziu, cu dorința mea de a le cuprinde pe toate, de a fi... perfectă și acolo, perfectă, îți dai seama că așa ceva nu se poate, dar încerc să fiu în toate locurile, să fac tot ce trebuie să fac o femeie în casă, să fiu și lângă copilul nostru și să îmi onorez și invitațiile în concerte și tot ceea ce mi-am propus să duc mai departe muzical și toată treaba asta te ține așa, într-o priză, cum îmi place mie să spun, știi, nu la 2.20, la mai mult de 2.20. Și atunci n-ai cum, deci practic n-am timp să mă îngraș, dar ca să ajungem totuși și să le dăm, există rețete din asta fulger, sunt greu de ținut, sunt dure, dar pentru cele care într-adevăr au foarte multe kilograme sau sunt, știu eu, sunt în situația asta de a face neapărat ceva, există tot felul de diete care... Ai încercat vreodată? Acum foarte mulți ani, când știu eu, după turnee foarte lungi unde totul e... ieși așa din nebunia aia, mănânci când apuci, ce apuci, pe unde apuci, n-ai cum să nu te întorci. Mă întorceam cu un kilogram, două în plus după ele și atunci apelam așa la diete din astea fulger, dar nu le recomand. Sunt și dure și, mă rog, doar dacă trebuie. Există o dietă care durează 3 zile. Și slăbești 30 de kilograme. Nu, un kilogram jumate, două. În prima zi mănânci doar orez cu puțină lămâie, 250 de grame, în a doua zi mănânci doar pește, 250 de grame, e foarte puțin, e înfiorător. Și în a treia zi din nou 250 de grame de orez. Deci, la 4 zile la spital. Nu, deci nu recomand asta. Nu. Sunt foarte dure. Deci nu mai le faceți numai dacă e, știu eu. Încă o dată vreau să le spun celor care sunt cu noi pe internet, Mădălina Manole, cea nouă, în această seară, așa arată CD-ul. Dacă vreți să ascultați cele 12 melodii, puteți și pe site-ul ei, www.mădălinamanole.ro. Noi îți mulțumim mult, să ai o primăvară frumoasă și te așteptăm la Happy Hour și cu cel de-al doilea single. Da, cu cel de-al doilea single, mă rog, cu anunțul se plictisește lumea de asta, de, e da, și cu alte anunțuri care țin de lansarea exactă a albumului și cu cea mai mare alte plăcere. Proiecte, da, nu vorbim acum de ele, ele există. Mulțumim mult, Mădălina Manole. Mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumim mult, trimiteți-mi mesaje Mădălinei pe www.mădălinamanole.ro și nouă pe happyhour.ro. La revedere și la mulți ani, doamnelor.